Ediție specială la Digi24, dedicată rezultatului alegerilor locale și europarlamentare din România. Avem situația de la toate sectoarele capitalei. Se adaugă sectoarele 3, 4, 5 și 6, foarte interesante cifrele, în condițiile în care așteptăm în continuare rezultatul sondajului Exit Poll, valabil pentru ora 22. Tot ce avem în acest moment sunt cifre valabile pentru ora 20 și 30 de minute. Trecem rapid. Ora 22, sectorul 1, iată o noutate. O aflăm împreună. 42% Clotilde Armand, 40% George Tuță. Vă reamintesc faptul că la ora 20-30 estimarea Exit Poll-ului era egalitate între Clotilde Armand și George Tuță. Acum, sondajul Exit Poll-ul Curs Avangard pentru ora 22, deci după încheierea procesului de vot, un avans de 2% pentru primarul în funcție al sectorului 1, Clotilde Armand. O să fie un meci de nedormit, practic, pentru PNL și PSD în această noapte. Haideți să vedem care e situația la sectorul 2 și acolo, mai devreme, la 20-30 de minute, era egalitate între candidatul USR și candidatul PSD. Situația rămâne aceeași și la ora 22. Spectaculos! 43% pentru fiecare dintre cei doi. Sectorul 3. Haideți să vedem ce avem la sectorul 3. Cred că e situația tot la ora 20-30. Robert Negoiță, PSD, 51%. Lucian Judele, USR, 24%. La sectorul al patrulea ar trebui să avem datele imediat, pentru că acolo, aceste sectoare, Cosmin, n-au fost sectoare cu mare miză, se știa că primarii în funcție reușesc să-și mențină scorurile. Iată, victorie detașată a lui Daniel Băluță, 59%, și Paul Ene, 20%, candidatul USR, mă rog, Forței Drepte. Sectorul 5, despre care mai devreme Cristian Popescu Piedone ne spunea că în mod cert a fost câștigat de fiul său. Haideți să vedem ce spune sondajul Curs Avangard. Da, Vlad Popescu Piedone, 38%, pe primul loc. Alexandru Paul Dumitru, Dreapta Unită, 20%. Adrian Vigheciu, PSD, PNL, 20%. Încă o dată, situație valabilă pentru ora 20 și 30 de minute, iar la sectorul 6 veți vedea un scor cum numai în alte orașe ale României am mai văzut, spre exemplu, la Sibiu pe vremuri, la Craiova se mai întâmpla. Iată că se întâmplă la Oradea, se întâmplă la Cluj, se întâmplă acum la sectorul 6 din București. Spectaculos! Ciprian Ciucu, 71%, cel mai mare scor obținut de un primar, cel puțin din estimările pe care le avem în acest moment. Contracandidata sa din partea Alianței Drepte Unite, doar 13%. 71% Cosmin și avem incontestabil un nou lider al PNL București. Clar. Ciprian Ciucu cu 71% reales în sectorul 6. În studioul Digi24, invitații noștri, comentăm Ion Meioniță, Andreea Dumitrescu, Adrian Cioroianu, Emanuel Cernat, Cristian Pârvulescu și Florin Negruțiu. Bună seara tuturor! Bună seara! Adriana o să intre în direct cu noi ceva mai târziu. Cristian Pârvulescu, vă rog, spuneți-ne ce credeți despre întârziere, în primul rând. De ce întârzie? Programul inițial era că pe la ora asta, 23, suntem deja la 24, am putea avea cifrele valabile pentru 22, pentru ora închiderii urnelor. Nu se întâmplă. De ce întârzierea asta? Vorbim de sectoare care oricum nu sunt importante, pentru că ați văzut, aveam deja ora 22 la sectorul 1 și la sectorul 2. Nu mai aduc aminte dacă și la sectorul 3 era 22. Nu, începând cu sectorul 3, sunt la situația 23. Pentru că probabil strâng mai greu datele. Știți cum e, trebuie să transmită, ultimele date au fost colectate la ora 22, apoi trebuie să prelucrate, probabil că au unele dificultăți, dar cu siguranță în minutele următoare vom începe să avem datele. Și nu cred că vor apărea schimbări semnificative din acest punct de vedere. Schimbarea de la sectorul 1, haideți să recunoaștem, era previzibilă, pentru că la sectorul 1, în afară de cei doi, mai sunt două candidaturi care iau din voturile candidatului comun PNL-PSD. Este vorba de candidatura fostului primar Tudorache și de candidatura fostului primar de la sectorul 3, Negoiță. Asta a complicat foarte mult ecuația
PNL, PSD, oricum candidatul a obținut un scor foarte bun, mai ales că, din câte știu, mobilizarea PSD n-a fost extraordinară, așa cum la sectorul 2, din câte înțeleg, mobilizarea PNL n-a fost extraordinară, apropo de acest cuplu indestructibil de care domnul Ciolacu vorbea mai devreme. Indestructibil, dar nu foarte cooperant. Florin Negruțiu, datele sunt de la ora 20:30, exit poll pe sectoare, rămâne în continuare foarte strâns, sau mă rog, egalitate la sectorul 2, în rest lucrurile, surprize la sectoare din ce ai văzut? Păi, au fost trei sectoare care n-aveau niciun fel de tensiune, de miză, pentru că primarii în funcție aveau prima șansă și s-a văzut și în rezultatul votului, au câștigat de o manieră categorică. O mențiune specială pentru... Avem cifrele pentru ora 22. Scurtă recapitulare a datelor. Deci, la sfârșitul zilei de vot, da, curs avantgard, estimează că Nicușor Dan devine primarul general al capitalei cu 44%, Gabriela Firea are 25% pe locul al doilea, Cristian Popescu Piedone 12%, Sebastian Burduja 10%, Nicușor Dan ar pierde un singur procent, Gabriela Firea l-ar câștiga. Mai devreme Gabriela Firea era la 24% și Nicușor Dan la 45%. Acestea sunt rezultatele sondajului Exit Poll la sfârșitul zilei de vot. Și probabil vom primi în continuare și votul politic pentru Consiliul General acum, rezultatul pentru ora 22, Lili. Vorbim despre 30%, Dreapta Unită, PSD 28%, PNL 13%, AUR 10%, PUSL 7% și Refer 7%. Avem în acest moment partidele care vor forma, vor da membrii în Consiliul General al Primăriei Bucureștilor, cu mențiune pentru PUSL, partidul lui Cristian Popescu Piedone, și pentru Reper, 7%. Care, da, fiecare primește câte 7%. Haideți să vedem cum se întâmplă lucrurile la nivel național. Acesta este votul pentru consiliile locale, consiliile județene. Este votul politic la nivelul întregii țări. Este o estimare. Ora 22, PSD 33%, cred că mai devreme avea 35%. PNL 28%, Alianța Dreptei 12%, AUR 12%, UDMR 5% și SOS România 4%. Rămâne această egalitate, Alianța Dreapta Unită AUR cu 12%, modificări în prima parte a clasamentului. Și atenție mare, 33% pentru PSD nu e chiar un scor bun. În partid circulă ideea că trebuie să aibă peste 35%, astfel încât să fie considerat un succes. 33% diferență foarte mică totuși de Partidul Național Liberal. Și cred că mai avem și rezultatul europarlamentarelor, tot estimarea curs avantgard pentru sfârșitul zilei de vot, adică la ora 22, și imediat comentăm cu invitații noștri vor veni sau nu și cifrele pentru europarlamentare. Cred că acum vor fi afișate de colegii noștri. Iată despre ce este vorba. Nu. Aici avem tot cifrele de la ora 22. 30 de minute, 54% pentru Alianța PSD-PNL, 14% AUR, 11% Dreapta Unită, 5% UDMR, 4% alții și pe USL, partidul lui Cristian Popescu Piedone, 2%. Așteptăm și aici, vor veni cifrele valabile pentru ora 22. Florin Negruțiu, te rog, rezultat, da, final, exit poll final. Nicușor Dan 44%, Gabriela Firea 25%. Nu va rămâne așa, spunea Gabriela Firea mai devreme. Și ce o să schimbe doamna Firea? Exit poll-ul, din câte știu, este comandat chiar de partidul doamnei Firea. Și nu? De PSD-PNL. Acum, sigur, nu-i convine rezultatul, nu-i convine că este la 20% în urma lui Nicușor Dan. Nu-l recunoaște, nu recunoaște rezultatul, da. Mă așteptam ca noaptea alegerilor doamna Firea să-și dea drumul la limbă, după ce a tăcut toată campania electorală strategic, ca să nu enerveze electoratul anti-PSD. Astăzi n-a mai rezistat doamna Firea și a răbufnit. Constat însă două realități electorale diferite. Bucureștiul este un caz special. Și clasamentul partidelor ne arată lucrul ăsta.
La București, marele performer este Nicușor Dan, care a tras după el Alianța Dreapta Unită, care la nivel național face un scor prost. Și face un scor prost pentru că nu are structuri. De fapt, alegerile astea au fost câștigate de partidele care au structuri, partidele de structură. Partidele care au electorat, care au structuri locale, care au organizații puternice și care au fost în stare să-și mobilizeze foarte bine propriul electorat. De asta împreună se duc peste 50%, iar la vot politic fiecare și-a maximizat potențialul. Partidele fără structuri, cum este USR-ul și AUR, pe plan local n-au reușit să facă mare lucru. Iar partidul doamnei Șoșoacă, spaima acestor alegeri, mi se pare că nu face pragul nicăieri, nici la europarlamentare, nici nu știu dacă ia ceva consistent pe plan local. Andreea Dumitrescu, din momentul ăsta așteptăm primele parțiale oficiale cu exit poll-ul. Ne-am lămurit din cum arată lucrurile, care știi să fie off the record reacția la partide, la PSD și PNL. I-am văzut pe lideri, i-am văzut clamând victoria pe fiecare dintre ei. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise? Ne așteptam să clameze fiecare dintre ei victoria, dar uite, liberalii din informațiile mele se așteptau să câștige votul acela politic pe care îl prezentam mai devreme pe țară. De ce? Pentru că ei se bazau pe faptul că au un scor bun în județe mari, în județele din zona Ardealului și că astfel ar obține mai multe voturi ca să bată măcar simbolic aici la scorul politic național. Este un lucru pe care reușeau să-l facă în 2020. Vă reamintesc că atunci PNL se clasa pe prima poziție din acest punct de vedere cu 30,76%, iar socialdemocrații atunci, în 2020, după tot valul acela de ură la adresa socialdemocraților, după arestarea lui și condamnarea, de fapt, a lui Liviu Dragnea, ajungeau cumva la un minim aproape istoric pentru ei, la un 22%. Acum socialdemocrații se întorc la un scor iarăși aproape istoric pentru partid, culmea tot legat de Liviu Dragnea, care îi conducea la momentul respectiv, în 2016, când reușeau să adune 37% din voturi. Socialdemocrații atunci. Se întorc pe valul de atunci, doar că acum întâmplarea face să o facă din postura de partid de guvernare și nu din postura de partid de opoziție, așa cum făceau în 2016, reușeau să obțină acest scor. Deci da, ei în momentul de față, dacă este să ne uităm la cifrele de la exit poll, pot clama victoria. Liberalii par să se fie apropiat așa la o țintă pe care și-o setaseră la nivel de procent, sunt în jurul lui 25% la nivel de scor la locale, la nivel național, dar nu reușesc să fie în față aici la acest scor politic. Reușesc însă, exact din motivele pe care le invoca Florin mai devreme, să se claseze pe locul al doilea, detașat față de USR, PMP, de Dreapta Unită mai exact, și de AUR. Și dincolo de faptul că au structuri, și ne gândim aici în general când vorbim de structuri la partid, da? La organizațiile partidului, e mai mult decât atât, au primării și au consilii județene și noi tot timpul am vorbit aici la Digi24 și ei vorbesc, dar niciodată nu fac asta, reforma administrativă. Pentru că în foarte multe localități sărace, în foarte multe localități din zona rurală, unde în afară de primărie poate că nu sunt prea multe alte locuri de muncă, așa își țin captivi atât socialdemocrații, cât și liberalii, electoratul ăsta care, uite, îi aduce la acest scor. Ioniniță, în acest moment vorbim despre o coaliție de guvernare, o alianță de guvernare, care pare să nu fi fost erodată mai deloc de guvernare. Și n-a fost o guvernare ușoară și n-a fost chiar o guvernare coerentă. Multe măsuri luate
după care s-a revenit asupra lor. Cum vezi diferența dintre ceea ce înseamnă blocul puterii și ceea ce înseamnă blocul opoziției? Contează foarte mult votul politic aici. Dacă scoatem din ecuație ceea ce s-a întâmplat la nivel de București, pentru că avem cazul Nicu Șordan, care iese din tipar, în rest lucrurile se potrivesc foarte bine. Vedeți, votul politic 33% plus 28%, 51%, ceea ce este aproape identic cu scorul politic la europarlamentare, marja de eroare 54%, 51%, sunt câteva procente acolo, marja de eroare. Deci lucrurile se verifică din acest punct de vedere. Coaliția primește un vot masiv în România și aici trebuie să privim lucrurile în context, în contextul european. Vedem țări care sunt destabilizate în acest moment din punct de vedere politic, cu Franța care se duce în alegeri anticipate foarte curând, la sfârșitul lunii iunie, cu Belgia, unde au fost și alegeri legislative, unde premierul demisionează. Deci este o ascensiune în țări mari europene a extremei drepte, dar nu vedem totuși, să spunem, o revoluție a extremei drepte, un val al extremei drepte care să răstoarne structurile de putere ale Uniunii Europene. Iar România contribuie la păstrarea Uniunii Europene pe șine, pentru că avem acest vot de 54% pentru două partide mainstream care fac parte din principalele două familii politice europene, PPE și Partidul Socialiștilor și Democraților Europeni. Sunt cele două partide care vor face majoritate împreună probabil cu liberalii din Renew Europe și atunci vom vedea discuțiile pentru împărțirea funcțiilor de top din Uniunea Europeană, cele patru funcții importante. Deci cele două partide, prin votul cumulat la europarlamentare, vor avea un cuvânt important de spus în negocierile care încep de mâine, de mâine dimineață, dacă n-au început acum, de acum aceste negocieri, pentru că am văzut proiecțiile pentru Parlamentul European și poate o să discutăm ce se întâmplă acum cu Parlamentul European. Votul politic confirmă acest lucru, votul politic la locale confirmă votul la europarlamentare. Deci nu e nicio diferență aici, într-adevăr, cred că 54% n-a mai luat nicio alianță sau partid politic în România de la alegerile din 20 mai 1990, când FSN a avut atunci 66%. De atunci, până la aceste alegeri, niciun partid, nicio alianță nu a reușit peste 50%, nici măcar 40%. Nu a reușit, deci este un scor extrem de mare. PSD este la 33% în votul politic, în marja partidului, nu e niciun scor excepțional, dar niciun scor mic, 33-35%, este un scor bun pentru PSD. Mandatul este clar pentru continuarea acestei coaliții de guvernare, este evident, bineînțeles că urmează alegerile parlamentare care vor decide și după aia alegerile prezidențiale. Un singur lucru, trebuie văzut ceea ce a dus la acest vot foarte mare și premierul Ciolacu aici are o contribuție. Că ne place, că nu ne place, politicile lui au fost orientate către tipul lui de electorat, măriri de pensii, măriri de salarii, ați văzut majorarea salariului minim chiar în săptămâna premergătoare a alegerilor, se așteaptă majorarea masivă a pensiilor în 30, da. Totul însă pe bani de împrumut și pe bază de deficit bugetar. Ne vom întoarce la acest subiect. Despre scorul din sondajul Exit Poll pentru alegerea primarului general al capitalei, scor, mă rog, estimare valabilă pentru ora 22. Extragem câteva date foarte interesante, motiv pentru care l-am invitat alături de noi pe sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara! Bună seara! Încă o dată, Nicu Șordan ar câștiga cu 44%, pe locul 2 Gabriela Firea cu 25%. Nicu Șordan votat în egală măsură de bărbați și femei, dar cel mai consistent grup de vârstă în alegătorii lui Nicu Șordan este grupul de vârstă 18-30 de ani, în vreme ce cel mai consistent grup de vârstă pentru alegătorii Gabrielei Firea este cel al oamenilor de peste 61 de ani. Vladimir Ionaș, vă surprinde? Nu este o surpriză.
sunt aceia alegători care îi susțineau pe cei doi, o arătau și sondajele de opinie. Întrebarea care era și pe care ne opuneam înainte de ziua votului era, ținând cont de vremea extrem de frumoasă, dacă aceia alegători tineri vor fi dispuși să vină la vot sau vor pleca din București, vor avea alte activități. Iată că tinerii, persoanele educate, persoanele din clasa de mijloc au stat și au ieșit, mai ales în prima parte a zilei la vot. Nu așa cum eram obișnuit să vină mai degrabă după amiază, spre seară, să voteze. Au venit în prima parte a zilei, au votat masiv cu Nicușor Dan, ceea ce se vede și din profilele sociodemografice ale celor care l-au votat pe actualul primar și i-au adus această victorie, această diferență uriașă față de ceilalți contracandidați. Vladimir Ionaș, sunteți acolo în centrul evenimentelor. Foarte interesant exit poll-ul, cursa Avangard. Egalitate la sectorul 3, la sectorul 2 și un ușor avans de 2% pentru Clotilde Armand. E pentru sociologi o situație extrem de delicată, să spun așa. Cum estimați că se va întâmpla când numărătoarea voturilor se va produce? Vedeți vreun trend în vot și pentru Clotilde Armand sau George Tuță și pentru Rareș Hopinca? La sectorul 1 diferența a fost una care a depășit din punct de vedere tehnic eroarea pe care noi nu asumam, eroarea tehnică a exit poll-ului, și atunci am considerat că e normal să dăm ierarhie, să dăm această diferență. La sectorul 2 diferența există, o diferență, o ierarhie, dar diferența este extrem de mică, sub marja de eroare pe care nu o asumăm, și atunci am considerat că, așa cum spun americanii, scorurile sunt too close to call, și atunci am hotărât de comun acord toți cei care am fost implicați să anunțăm egalitate. Cât e marja de eroare asumată, ca să ne dăm și noi seama cât de strânsă e cursa? 1,5. La o diferență, mă întorc la candidații pentru primăria Capitalei, la o diferență de scor de 44-25, se mai poate schimba ceva în această ierarhie? Mă gândesc la ce spunea mai degrabă, mai devreme, Gabriela Firea, că lucrurile nu vor rămâne așa. Din punctul meu de vedere, e extrem de greu de crezut că diferența aceasta la numărătoare poate fi, nu știu, mult mai strânsă. Probabil câteva procente pot exista, să spunem, pentru că întotdeauna numărătoarea, da, exit poll-ul nu este o numărătoare a voturilor. Asta ne-au răspuns oamenii, asta am prezentat publicului. Putem vorbi de mici modificări, dar mă îndoiesc că pot exista modificări care să, în primul rând, să afecteze ierarhia. Este ceva, Vladimir Ionaș, în ce ați văzut astăzi, care v-a surprins, ceva la care chiar nu v-ați așteptat? Eu personal mă așteptam ca votul pentru Nicușor Dan să fie puțin mai redus, mă așteptam ca o parte a celor din clasa de mijloc, a tinerilor, a persoanelor active care i-au acordat votul să fie plecați din București. Iată că lucrul acesta nu s-a întâmplat, oamenii au venit în număr mare la vot să-i acorde votul primarului în funcție. Probabil și ce s-a întâmplat în ultima perioadă, încercările de atac la adresa lui Nicușor Dan i-au făcut pe aceștia să se mobilizeze și să rămână în ziua votului aici să acorde votul. Mulțumim, Vladimir Ionaș, sociolog, la curent cu toate dedesubturile sondajelor, cursa Avangard la care ne referim în această seară, pe care ne bazăm pentru a afla care va fi rezultatul votului. Începând din această noapte, vă reamintim, vor începe să curgă cifrele oficiale, parțiale. Adrian Cioreanu, cum l-ați văzut pe Nicușor Dan în seara asta? Cred că atacul la el din ultima săptămână a fost atât de prost făcut încât l-a ajutat și cred că a mobilizat o bună parte dintre acei tineri despre care vorbea domnul Ionaș. Mai cred, din păcate, că această candidatură a doamnei Gabriela Firea a fost exact ce i-a trebuit lui Nicușor Dan pentru a câștiga detașat această competiție. Gabriela Firea... Domnule ministru, cu permisiunea dumneavoastră, sunt în continuare declarații, se fac în continuare declarații la partide, la Partidul Național Liberal, președintele partidului prin vicepreședintele Rareș Bogdan și secretarul general Lucian Botez declarații. Cont de faptul că nu cu mult timp în urmă aceleași sondaje
ne clasificau undeva la 14-16%. Iată, Partidul Național Liberal obține 28% și în felul acesta putem să menționăm și faptul că este un rezultat obținut după 5 ani de guvernare. Guvernarea erodează. Sunt 5 ani în care ne-am asumat responsabilitatea să trecem România prin mai multe crize, ne-am asumat să avem această stabilitate politică în coaliție și totodată ne-am asumat să garantăm siguranța cetățenilor români. Vă rog să vorbiți pe rând. Luați în calcul să candidați pe liste comune și la legile parlamentare și eventual să negociați pentru legile prezidențiale? Nu putem să luăm o decizie în acest moment. Trebuie să primim toate rezultatele finale, așa cum vor fi ele validate la nivelul Biroului Electoral Central și ulterior, în baza analizei de la nivelul Partidului Național Liberal, vom lua o decizie. Ați avut un scor mai bun împreună cu PSD. Prin urmare, vedem că pe locul 2 ați ieșit fără PSD. Până la urmă, ce veți face în privința alegerilor prezidențiale, în contextul în care socialdemocrații au lansat deja ideea că vor merge separat? Și ce veți face la parlamentare? Și noi am spus același lucru, că vom avea candidatul Partidului Național Liberal la prezidențiale. Până la parlamentare, sigur, mai este un ecart de timp destul de mare. Ca atare, ținând cont de faptul că următoarele alegeri sunt cele prezidențiale, sunt convins că în baza rezultatelor vom lua o decizie și în acest sens. Declarații la Partidul Național Liberal. Cu toții vrem să știm dacă va exista candidat comun PSD-PNL pentru alegerile prezidențiale sau fiecare dintre cele două partide va avea propriul candidat. Vom comenta în studio care sunt variantele, dar ne întoarcem la dumneavoastră, domnule ministru Cioroianu, vă rog. Da, spuneam că doamna Gabriela Firea a fost candidatul ideal sau contracandidatul ideal pentru Nicușor Dan. Și mai curând aș spune că domnul Ciolacu a fost cel care a preferat să piardă primăria Bucureștiului decât să-și creeze un ghimpe inconfortabil în interiorul partidului. Doamna Gabriela Firea a venit mult mai fragilizată decât acum 4 ani, ceea ce a dat posibilitatea lui Nicușor Dan să pară a fi cel mai puțin corupt, cel mai serios, cel mai lipsit de spectacol și de răutăți. Și iată o victorie meritorie pentru un primar care altfel, cum să spun, din punctul meu de vedere, nu vreau să fiu greșit înțeles, Nicușor Dan e un băiat excelent, dar are un soi de autism politic în relațiile cu toți cei care au de-a face cu primăria, dar uite că această seriozitate l-a ajutat în competiție cu adversarii săi. Adversarii sunt cei care i-au dat acești 44%, pentru că dacă ne uităm bine, nu domnul Piedone a împiedicat-o pe doamna Firea, chiar și împreună cei doi n-ar fi făcut scorul care să-l deranjeze pe Nicușor Dan. Pentru PNL un rezultat destul de slab, dar aș încheia cu o idee. Victoria lui Nicușor Dan, să știți că s-ar putea să relanseze competiția pentru prezidențiale. Nicușor Dan a câștigat din postura de independent. Faptul că s-a dus la USR în această seară a fost un gest amabil. Mai firesc ar fi fost să vină toată adunarea de dreapta să vină la dânsul în Cismigiu să-i mulțumească, pentru că cel care a ridicat ștacheta și a câștigat voturile a fost Nicușor Dan, nu Alianța de Drepte Unite pentru primărie. Faceți o paralelă cu ce s-ar putea întâmpla cu candidatura lui Mircea Joană, să poată un independent să ducă cumva lipsit de sprijinul unor partide să poată 33% pentru PSD este prea puțin pentru a câștiga președinția, 20 și cât are PNL-ul este o problemă pentru domnul Ciucă. 28% e un scor bun pentru PNL, dar din perspectiva viitoarei campanii prezidențiale nu e un start promițător în momentul de față. Care vor fi discuțiile?
discuțiile la partide în legătură cu candidaturile Andreea Dumitrescu, din declarațiile făcute chiar înainte de terminarea campaniei electorale, și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuc au semnalizat că partidele lor trebuie să aibă candidați. Ciucă chiar ne-a spus că el e gata să candideze, a și pus o condiție care se pare că a fost îndeplinită. Cum e? Aș continua ideea domnului Cioroianu și aș spune că un scor de 54%, cum e cel de la europarlamentare, poate fi o justificare pentru un candidat comun. Dar chiar și așa, matematica nu e atât de simplă, contează foarte mult, matematica politică nu e atât de simplă, contează foarte mult și cine ar fi acel candidat. Și da, Nicușor Dan ne-a arătat că un independent poate câștiga fotoliul care este pe locul 2 între cele mai votate din România, poate reușește un independent aceeași performanță și la prezidențiale, dar eu cred că încă din noaptea asta la partide vor începe discuțiile despre strategia pentru alegerile prezidențiale. Nicușor Dan, de exemplu, ne-a anunțat că nu-și dorește să candideze. Nicolae Ciucă ne-a spus clar că își dorește partidul său o candidatură și că nu poate renunța la asta. Socialdemocrații nu ne-au spus-o atât de clar în această seară. A apărut Marcel Ciolacu mai degrabă să tindă către această idee a unei candidaturi comune și să nu îi irite, să evite să-și irite partenerii de coaliție, spunând că va discuta cu ei despre cine ar putea fi, dar știm că PSD-ul împinge de săptămâni, dacă nu chiar luni bune, ideea că este nevoie de un candidat social-democrat, că este vremea ca Partidul Social-Democrat să aibă un președinte așa cum n-am mai avut de foarte, foarte mult timp. Și tot ca să închei ideea asta a independentului care, iată, a câștigat capitala, aș vrea să punctăm că a câștigat-o totuși fără o dezbatere, ceea ce sperăm să vedem că nu se va repeta și la alegerile prezidențiale. Corect. Pentru că de aia nu știm în momentul de față niciun element de program al niciunuia dintre candidații ăștia pe care îi avem pe ecran. Dar știm, Andreea Dumitrescu, că domnul Nicușor Dan are planuri mari pentru partide. Vom lua o scurtă pauză, revenim imediat, începem să primim și primele rezultate parțiale de la aceste alegeri. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Informații despre ce se întâmplă la Timișoara și la Craiova. Tion.ro scrie că, în conformitate cu rezultatele oficiale parțiale de la Timișoara, Dominic Fritz l-a învins pe Nicolae Robu. Diferența ar fi de peste 20%, adică 53,25% pentru Dominic Fritz și 29,87% pentru Nicolae Robu. Atenție! Cifrele nu sunt foarte relevante, e vorba despre rezultate parțiale. Ce știm despre ce se întâmplă la Craiova? Un sondaj exit poll comandat de o publicație locală, Jurnalul Olteniei, spune că Lia Olguța Vasilescu a câștigat un nou mandat cu 65,32%, iar în Consiliul Local al municipiului Craiova, PSD-ul ar avea majoritate cu 61,2%. Iarul de Bacău anunță, conform numărătorii paralele, că primarul în funcție, Lucian Stanciu Viziteu, ar fi câștigat un nou mandat, este primar USR. Și atunci, Emanuel Cernat, vedem două victorii teoretic în acest moment cu datele pe care le avem. Nu știm cât, ce se va întâmpla în final când vom avea toate voturile numărate. Opoziția reușește să țină două orașe importante. Vom vedea și ce se întâmplă la Brașov, că acolo iarăși este interesant. E suficient pentru Dreapta Unită să spună, pentru USR, de fapt, acolo e problema. E suficient să spună, avem totuși, ne-am păstrat aceste două orașe, bătălia a fost grea, ne-am dus în luptă cu o alianță, o mega-alianță, o coaliție care nu v-a făcut decât să acapareze tot în acești ani. Dacă vor reuși cei de la Alianța Dreapta Unită să mai păstreze un alt oraș important în afara Bucureștiului, vor putea în continuare să clameze și o victorie, așa cum au făcut-o și cei de la PSD, așa cum au făcut-o și cei de la PNL,
vor putea și cei de la USR, care astăzi vin și spun am câștigat Bucureștiul, să spună că vor câștiga și un alt oraș important, măcar unul sau două. Se vede însă că pe orașele în care au existat ca primare în funcție din partea USR-ului, a existat și bătălia cea mai mare și a existat cea mai mare încrâncenare din partea actualei coaliții de guvernare pentru a încerca înlăturarea acestora de la butoane. Se vede cum PSD-ul împreună cu PNL-ul se simt nesigur în acest context și și-ar dori foarte mult să poată să vină să spună că au recuperat, măcar dintre orașele importante, Brașovul, care este încă în acest moment, din datele pe care le-am văzut circulate informal, este încă în curs de desfășurare bătălie acolo și nu se știe dacă va pierde până la urmă actualul primar în funcție. Ion Meoniță, scorul lui Ciprian Ciucu la sectorul 6, 71%. Nici măcar conform acestui exit poll de la Craiova, nici măcar Liviu Olguța Vasilescu n-are 71%. Astea sunt scoruri de pe vremuri. De pe vremuri, că tot vorbeam de scoruri, trebuie să precizez că USL a avut totuși un scor mai mare în 2018, 58% și 60% la Senat. Adică dar cumva totuși, tot PSD-PNL. Dar tot PSD-PNL, dar este un scor enorm acest 54%. Și tot însumând totuși 28 cu 33, 61%, deci cele două partide n-au luat adunate ceea ce au luat separat. Deci există o diferență. Să vedem și scorurile finale, numărătoarea voturilor, vorbim acum de exit poll-uri. Deci nu tot electoratul PSD și PNL s-a dus să voteze coaliția PSD și PNL și asta sigur că va conta în deciziile ulterioare. Ciprian Ciucu, eu am urmărit campania electorală și nu numai campania electorală, ci prestația în cei 4 ani de mandat și a fost foarte activ. Nu numai că, să zic că a umblat prin sector, dar a avut o campanie continuă în acești 4 ani, spunând întotdeauna, sunt aici, a făcut tare lucru, era prezent pe rețelele sociale și s-a văzut rezultatul lui în sectorul 6, cel mai mare scor până acum, din câte avem la dispoziție, cred că nimeni n-a reușit un scor mai bun decât Ciprian Ciucu. Încă o remarcă aș face legat de Nicușor Dan și de PNL. Rezultatul foarte slab al PNL în București. PNL în București, sigur că a avut o istorie, un rezultat bunicel la nivel național, 28%, dacă se păstrează. Dar de ce n-a mers PNL-ul cu Nicușor Dan, candidatul pe care l-a susținut acum 4 ani? Pentru că nu s-a înscris în PNL. Nu s-a înscris în PNL? Da. Și mergi cu Burdujea și iei 10%? E o eroare strategică majoră. Nu mergi cu candidatul cu care nu trebuie să faci compromisuri pentru că l-ai susținut. Deci a fost candidatul tău acum 4 ani, nu numai al tău. Dar l-ai susținut. Deci nu era o echilibristică să ne întoarcem acum. Și Nicușor Dan chiar s-a întâlnit cu ei și a discutat. Nu te-ai înscris în PNL. Foarte bine, el voia să meargă ca independent susținut de partide politice. Ar fi fost între câștigători PNL acum dacă nu făcea această greșeală, zic eu, politică. Era evident că Sebastian Burduja n-are cum să performeze, nici măcar să aducă partidul la nivelul unui scor decent în capital. Domnule profesor Pârvulescu, prezență peste așteptări? Nu. La europarlamentare am avut puțin peste 50%, evident pe mâna diasporei care a votat pentru europarlamentare. Nu peste așteptări, spuneți. Nu. Pentru că prezența la vot, la alegerile locale, este importantă. În 2012, că tot se vorbea de Uniunea Social-Liberală, prezența la vot a fost de 54%. În 2016 a fost de 49%, rotunjit în sus. În 2020, vă aduc mereu aminte, în plin val de COVID, în septembrie 2020, aproape 46%. Deci o asemenea prezență nu este surprinzătoare și este levierul care a crescut prezența la europene. Nu trebuie să comparăm cu europenele din 2019, pentru că în 2019 a fost tot un mic levier, referendumul, care a crescut prezența. Altfel, noi avem prezențele celelalte la alegerile europarlamentare, cum spuneți dumneavoastră, europene, spunem în general în Europa,
și știm, 20 și ceva la sută până la 35%, ideea comasării asta a și vrut să micșoreze votul de protest, să asigure că primarii vor mobiliza electorii să voteze și la Consiliu, și la primărie, și la europene, și vedem rezultatele, ele sunt cât se poate declare. Și vreau să vă spun că aici sunt niște cifre care ne vorbesc despre un anume scor la care vom adăuga, evident, și în momentul în care se vor împărți mandatele și scorurile partidelor care nu vor depăși pragul de 5%, da, și al candidaților independenți. Sunt curios să văd ce se întâmplă cu independenții. Sondajele de opinie ne spuneau că ar fi undeva între 5 și 7%. Acum vedeam că pe exit poll sunt devaluați undeva la 4%. Chiar și 4% e foarte mult. Pentru că pentru mine Nicușor Dan n-a fost independent. Uitați-vă la scor. 30% ADU, Alianța Dreapta Unită, și Reper, care l-a susținut pe Nicușor Dan, 7%. Dintr-o dată ne ducem la un 37-38% în Consiliu, ceea ce înseamnă că PSD-PNL or să aibă o mică problemă dacă vor să facă opoziție, pentru că până la urmă Nicușor Dan s-ar putea să poată să obțină o majoritate fără referendumurile de care a vorbit în declarația pe care a făcut-o, referendumuri care, trebuie să spunem, n-au niciun fel de efect asupra politicilor publice. Erau doar ca să marcheze victoria cât se poate de clar. Florin Negruțiu, există un trend, de fapt el a început odată cu candidatura lui Nicușor Dan la primăria Capitalei, și anume distanțarea candidatului de partide. Există într-adevăr sprijin, recunoscut și admis, se întâmplă și în cazul lui Nicușor Dan, dar există mai degrabă pregnant ideea independenței, ideea de independent de politic. Ne-am uitat exact cum spunea domnul profesor Cristian Pârvulescu, să vedem și ce fac candidații independenți la Parlamentul European. Două cazuri îmi vin în minte, Nicu Ștefănuță, Vlad Gheorghe, candidat independent și la primăria Ploiești, Mihai Polițeanu. Această idee de independent va rămâne ea cumva centrală din analiza ta pentru alegerile prezidențiale, și mă gândesc direct la Mircea Joană. Da, avem un candidat independent care probabil își va anunța candidatura cât de curând, este Mircea Joană. Nu cred că va avea timp ca această platformă pe care și-a creat-o să devină partid. Trucul cu independentul a mers încă din momentul în care Sorin Oprescu a ieșit din PSD și a câștigat primăria Capitalei ca PSD-ist, dar pozând în independent. Altfel, nu cred că ar fi câștigat Sorin Oprescu dacă ar fi fost susținut pe față de partidul din care făcea parte. A încercat și anul ăsta PSD-ul trucul cu independentul. Medicul Cârstoiu, scos din joben în ajunul alegerilor, a fost un experiment nereușit. Acest experiment cu independentul poate să meargă în anumite zone, poate la București, poate în marile orașe, dar dacă te uiți la ce se întâmplă în țară, partidele preferă să aibă candidați asumați politic și oamenii votează candidați marcați politic. Uh-huh. Așa încât doar când este vorba despre mize mari sau de alegeri importante, vom avea astfel de experimente. Mircea Joană va fi, într-adevăr, un test pentru alegerile din toamnă, pentru că Mircea Joană poate să ia ca independent votul și de la foștii lui susținători din PSD, mă refer la electorat, nu la partid, dar poate să ia și din zona PNL-ului sau din zona nehotărâților. Adică plaja lui este mult mai largă ca independent decât dacă ar candida din partea unui partid. Rezultatul, prezența la urne la sfârșitul zilei a fost de 52,42% pentru europarlamentare, peste 50% fără diaspora. În total au votat pentru europarlamentare 9.444.817 români. Evident că au votat mai mulți
în urban decât în rural pentru europarlamentare, în mod cert pentru locale este, clasamentul este invers, adică în rural au votat mai mulți decât în urban. E foarte interesant. Domnule profesor Cioroianu. Da, să știți, mă gândeam ascultându-vă că poate ar fi cazul să facem un lucru în legătură cu care avem o reticență deseori, anume aceea de a-i felicita efectiv pe români pentru faptul că, iată, au votat pentru stabilitate înainte de orice. Adică suntem unul dintre peisajele europene în care extrema politică nu prea se regăsește sau în orice caz are rezultate mai mici decât ne temeam la un moment dat. Apoi prezența la vot, de ce nu, în ultimă instanță, chiar dacă e puțin frustrant să nu ai niciun fel de control asupra alcătuirii listelor pentru echipele acestea de europarlamentari, practic, ceea ce votează românii este lista de la un moment dat fixată de conducerea fiecărui partid în parte și una peste alta, scorul mic pe care, spuneam, extrema politică l-a luat, ne dă mai curând o imagine asupra alegătorilor decât asupra aleșilor. Eu aș felicita pe români mai mult decât aș felicita partidele, pentru că cei care au votat cu moderația, cei care au votat cu politica tradițională, cei care au votat, hai să zicem, în parametrii tradiționali de stânga-dreapta, sunt concetățenii noștri, aceștia 50%, 50 și puțin la sută câți au fost. Sunt românii din afară care s-au deplasat la secțiile de vot pentru a-și exercita acest drept și este un semn îmbucurător al unei societăți dinamice și conștiente din București până în toate celelalte orașe ale țării. Informație de ultimă oră, extrem, 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 aș spune eu, de importantă, numărătoarea partidelor care ne arată că Iulian Dumitrescu, pierde șeful CJ, pierde la Prahova. O să primiți detaliile imediat, pentru că avem noi date, vin din numărătoarea pe care o fac partidele în acest moment, ce orașe sunt disputate în acest moment și ce s-a judecat. Ca număr de alegători pentru europarlamentarele de astăzi, românii au votat în număr uriaș, cu 1 milion peste 2019. Este record de prezență pentru alegerile europarlamentare. Revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Avem informații despre ce se întâmplă în țară. La Prahova, de exemplu, sursele noastre politice spun că Iulian Dumitrescu ar pierde. Mergem rapid la Ema Stoica pentru informațiile pe care le are. Ema. Vedem o răsturnare de situație în ce privește Prahova, cel puțin din numărătoarea paralelă pe care o avem în acest moment, pentru că atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal spun surse din cele două formațiuni politice că Iulian Dumitrescu a pierdut Consiliul Județean Prahova. Știm că acesta este vizat de o anchetă DNA pentru trafic de influență. De asemenea, câștigătorul ar fi din partea Partidului Social Democrat. Nu sunt însă singurele câștiguri sau singurele bătălii pe care le vedem strânse, le-am văzut strânse până acum și care par la numărătoarea paralelă că s-au clarificat, de exemplu la Timișoara, acolo unde îl avem pe Nicolae Robu și pe actualul primar al Timișoarei, domnul Friț, aici acesta ar fi câștigat. Pe de altă parte, dacă ne uităm și la alte orașe importante, de exemplu orașul Suceava, deținut de către Partidul Național Liberal până în acest mandat, ar fi fost câștigat conform informațiilor noastre către Partidul Social Democrat și de asemenea mai sunt și alte schimbări pe care le vedem anunțate de ceilalți colegi ai noștri care au reușit să obțină informații și de la celelalte formațiuni politice. Vedem de exemplu că în cazul Neamțului, acolo unde l-am avut pe un social-democrat care și acesta a fost condamnat la închisoare, vorbim de aici ar fi o bătărie umăr la umăr între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Rămân în continuare însă orașe importante și județe importante în care încă se înnumără voturile. Vedem că în această noapte toate partidele, toți reprezentanții vor sta în secțiile de votare și vor face această numărătoare paralelă înainte de a afla practic votul final de la birourile
electorale, de la Autoritatea Electorală Permanentă. Mulțumim, Ema, ne întoarcem la tine pentru detalii. Încă o dată, ce se întâmplă la Timișoara? Sursele noastre spun că primăria orașului, municipiului, a fost câștigată de Dominic Fritz. Ce se întâmplă la Consiliul Județean? Vă aduceți aminte scandalul cu plecarea lui Alin Nica, candidatura din afara Partidului Național Liberal, pentru că Alianța PSD-PNL avea propriul candidat pe Alfred Simonis. Sursele noastre spun că bătălia este umăr la umăr, este o diferență foarte mică între cei doi candidați și numai pe măsură ce vom primi datele oficiale, parțiale, inițial, ne vom lămuri care dintre cei doi va câștiga președinția Consiliului Județean. În legătură cu cifrele pe care vi le ofeream mai devreme referitoare la prezență, prezența la europarlamentare, un record, este vorba despre 9.444.000 de români care au mers astăzi să voteze pentru Parlamentul European, față de 8.950.000 acum 5 ani, în 2019, diferența este de o jumătate de milion. În plus, pentru ce s-a întâmplat astăzi, aveți aici și prezența la nivel național, fără diaspora. În diaspora au votat pentru Parlamentul European 100.000 de români. Ni se alătură Ion Bogdan Lefter, este analist politic. Bună seara, domnule profesor Lefter. Bună seara. Domnule profesor Cioroianu, vă auzeam mai devreme admirația față de prezența, mobilizarea românilor pentru alegeri. Păi suntem din ce în ce mai puțini în țară și cu toate astea votăm din ce în ce mai mult. Mi se pare îmbucurător. Așa încât cred că partidele efectiv ar trebui să mulțumească românilor care și la vot. Punem această situație, Ion Meioniță, în context european, pentru că și în studio am spus de mai multe ori, în seara asta e în plină desfășurare un adevărat cutremur la nivel european. Exact. În Franța a fost dizolvat Parlamentul și urmează alegeri anticipate. Chiar la sfârșitul lunii iunie va fi primul tur. În Germania, cancelarul Scholz nu se simte bine. România face o figură diferită. Da, România face o figură diferită și încă o dată trebuie să felicităm electoratul român, pentru că are niște rezultate care așează România între țările stabile, între țările care vor în continuare să ducă mai departe acest proiect european extrem de important, țări care nu se lasă amăgite de discursul populist și mai ales de cel radical anti-european, cum am văzut că se întâmplă, de pildă Austria a votat cu partidul de extremă dreapta, AfD-ul în Germania este al doilea partid, din fericire a câștigat la distanță coaliția CDU-CSU și vedem că deja premierul landului Bavaria a cerut la fel alegeri anticipate, pentru că Olaf Scholz este într-o poziție slăbită, partidul său fiind la un scor foarte mic. Franța am vorbit, Belgia am vorbit, ce se întâmplă și acolo. A pierdut Fico în Slovacia. Victor Orban cred că are 43% cu Fidesz în Ungaria. Deci bătălia a fost una aprigă și trebuie să explicăm și prezența foarte mare. Prezența record la alegerile europarlamentare din România. O explicație este tocmai această bătălie. Oamenii au fost conștienți că sunt forțe extremiste a căror ascensiune nu trebuie lăsată și pentru că ar avea consecințe grave pentru viața fiecăruia dintre noi, pentru stabilitatea Uniunii Europene în moment de război în Europa. Război pe scară largă în Europa. Românii au judecat foarte bine situația și au optat pentru stabilitate, nu numai la nivel intern, ci și la nivel european. Cele două partide pe aceeași listă vor merge în grupurile principale din Parlamentul European, Grupul Popularilor Europeni și Grupul Socialiștilor și Democraților Europeni. Să ne gândim că dacă se păstrează acest scor de 54% din cei 33 de europarlamentari, probabil cât să fie jumătate plus încă ceva, și redistribuirea de care vorbea domnul profesor Pârvulescu mai devreme. Deci vor avea un număr foarte mare de europarlamentari care se vor duce acolo și vor contribui la ceea ce se va întâmpla în următoarele zile în Parlamentul European. Adică alegerea președintelui Comisiei Europene,
negocierile pentru celelalte structuri, bineînțeles împreună cu Consiliul European. Președintele Parlamentului European, am văzut că Roberta Metsola în Malta a obținut un scor extraordinar, deci o nouă victorie a europarlamentarilor dedicați proiectului european. Este un nume care va fi extrem de influent în viitor în politica europeană. Deci avem și vești bune. Și România este de partea bună a istoriei în acest moment cu acest vot. Pentru că are și votul pentru Alianța Unită a Dreptei Unite. Deci, și să, n-am vorbit foarte mult aici, dar scorul aur și scorul Partidului Șoșoacă, care nu intră în Parlamentul European, și scorul aur care nu explodează, se menține undeva la 14%, să vedem care va fi scorul final, să nu avem parte de o spirală a tăcerii, dar nu a fost un scor care să arunce România, să devieze România spre extrema dreaptă, ceea ce e un lucru extrem, extrem de bun. Sunt noi informații care vin de la partide, partidele, vă spuneam, fac numărători paralele și o răsturnare de situație la Ploiești, unde câștigă, ar câștiga independentul Mihai Polițeanu. Mergem la Elena Crângașu, colega noastră are toate informațiile. Elena, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Partidele încă au rămas la sedii pentru a face numărătoarea paralelă, pentru că se schimbă datele după informațiile pe care le primez din teritoriu. Iată, sunt niște situații surprinzătoare. La Ploiești, de exemplu, ar câștiga, spun surse, independentul Mihai Polițeanu, care l-a învins pe primarul în funcție. La Timiș, surse susțin că Alin Nica l-ar depăși pe Alfred Simonis. Știm că aici a fost o întreagă poveste la Timiș, pentru că liberalii au renunțat la Nica și l-au susținut, practic, pe Alfred Simonis. A fost un întreg scandal în partid. Iată că Alin Nica a reușit totuși să-l depășească, chiar fără susținerea Partidului Național Liberal. De asemenea, ar mai fi câștigat Partidul Social Democrat Prahova, o situație din nou surprinzătoare, pentru că aici știm că era condus județul de Iulian Dumitrescu de foarte mult timp. Acum ar fi pierdut acesta conform datelor care vin pe surse. De asemenea, la Suceava, primarul ar urma să fie de la PSD, dar Consiliul Județean să fie în continuare la Partidul Național Liberal. La Timișoara, primarul în funcție, Dominic Friț, ar urma să ia un nou mandat și mai sunt și alte județe în care se duc bătălii. Cât despre informațiile care vin de la partide pe surse, o informație de ultimă oră este aceea că Nicolae Ciucă ar urma să-și lanseze candidatura la alegerile prezidențiale, spun surse, chiar în această săptămână, pentru că rezultatele pe care le-am văzut în această seară le-au dat avânt liberalilor. Consideră că este în stare Nicolae Ciucă să ducă partidul departe și nu au emoții că va intra în turul 2. De altfel, am văzut deja această, să zicem, campanie pentru prezidențiale, odată cu anunțul că își va lansa cartea, însă rămâne semnul de întrebare dacă vor merge împreună cu Partidul Social Democrat cu un candidat comun, pentru că au spus în nenumărate rânduri, pe data de 10 iunie ne punem la masa discuțiilor și vedem dacă putem merge împreună. Ei bine, nu, au spus și public, nu vor susține PNL, nu-l va susține pe Marcel Ciolacu, PSD nu-l va susține pe Nicolae Ciucă, dar toate aceste discuții urmează să aibă loc începând de mâine, pentru că vor fi ședințe la partide și urmează și o coaliție în care să decidă toate aceste aspecte și vom vedea până la urmă și care sunt rezultatele finale în privința câștigătorilor din țară. Sunt două situații, mulțumim Elena Crângașu, sunt două situații. Prima e felul în care cei doi șefi de partid vorbesc în seara asta despre propriile candidaturi. L-ați auzit pe Nicolae Ciucă, ați auzit-o și pe Elena Crângașu, e posibil ca săptămâna viitoare Nicolae Ciucă să-și anunțe candidatura pentru prezidențiale. În direct la Digi24, Marcel Ciolacu ne-a adus aminte că el are mai degrabă un gust amar în legătură cu candidatura la prezidențiale, că mereu își aduce aminte că PSD s-a grăbit de 4 ori și de 4 ori a pierdut alegerile și că încă se mai gândește.
tot Marcel Ciolacu, și asta este a doua parte a discuției, și vă provoc în legătură cu ea, Marcel Ciolacu spune seara asta așa: faptul că românii ne-au dat un vot împreună, PSD cu PNL, cu 5 în față, e o bază de discuție dacă transformăm această alianță electorală într-o alianță politică, domnule profesor Pârvulescu. Adică la alegerile generale, cele două partide să meargă împreună, după ce la prezidențiale să meargă separat? Sau și și? Eu bănuiesc că la alegerile legislative, așa cum spune și dumneavoastră, e un motiv tactic pentru care nu cred că ar fi bine ca cele două partide să aibă un singur candidat. Știți, politica are oroare de vid și dacă nici PSD, nici PNL nou candidat care să ajungă în turul 2, atunci cineva va ocupa locul acela. Și acel cineva poate să fie domnul Gioană, dar poate să fie și domnul Simion sau domnul Drulă. Pentru că vom vedea la final, când se vor calcula rezultatele pe voturi, nu pe estimări în funcție de exit poll-uri, care este forța partidelor. Evident, comasarea alegerilor și-a atins obiectivele, pentru că rezultatele pe care le vedem sunt rezultatele comasării alegerilor, sunt rezultate mecanice. De asta nu există niciun fel de surpriză. Mă rog, avem mici probleme la Prahova, la Suceava, lucruri care sunt până la urmă explicabile în funcție de contextul de acolo. La Timiș îmi spune ceva că nu e o mică problemă, credeți? La ce vă referiți? La Timiș și la candidatura CJ, da. Vreau să vă spun că pentru Alianța Dreapta Unită, câștigarea unei președinții a Consiliului Județean este o mare victorie. Evident, sparge de fapt dominația celor două partide. Știți, au atacat Alianța Dreapta Unită. Alianța Dreapta Unită pare să reziste în fiefurile sale sau în majoritatea lor. Este de fapt contrar la ceea ce spunea într-un interviu la doamna Ruse acum vreo două luni domnul prim-ministru Ciolacu. Adevărata opoziție este Alianța Dreapta Unită. Este evident acest lucru, pentru că reușește să-și întărească pozițiile. Iar dacă Nica va câștiga într-adevăr președinția Consiliului Județean, vă spun că și situația primarilor din Timiș se va schimba și că vom asista la migrații probabil spre USL sau Dreapta Unită. Mă rog, cred că Nica este la Forța Dreptei, dacă stau să mă gândesc bine. Îl vedem? Îl vedem pe Dominic Fritz? Haideți să-l vedem pe Dominic Fritz, cel mai probabil noul primar al Timișoarei. Din declarațiile lui și din datele pe care le avem din surse politice, adică din numărătoarea paralelă a partidelor, Dominic Fritz. Alianța Timișoara Unită a câștigat Timișoara! După numărătoarea noastră paralelă și după aceste rezultate, Dominic Fritz a câștigat 49%, iar Nicolae Robu 35%. Cert este că astăzi stăm în fața timișorenilor ca învingători. Și da, Timișoara astăzi transmite acestei țări: PSD-ul poate fi învins! Un pahar pentru primarul nostru! Multe pahar! Șampanie la Timișoara, unde primarul, în funcție Dominic Fritz, mai obține un mandat, și sunt, Cosmin, noi informații care vin de la numărătoarea paralelă a partidelor. În Olt, primăria Slatina, câștigată de PNL prin Mario De Mezzo, la Consiliul Județean Olt rămâne în continuare în funcția actualului președinte din partea PSD, iar la Constanța, numărătoare foarte strânsă, luptă umăr la umăr Stelian Ion și de la USR și Virgil Chițac. Iar la Bacău, Lucian Viziteu ar fi câștigat un nou mandat, este primarul în exercițiu, USR, ar fi câștigat deci un nou mandat. Despre ce se întâmplă la Timiș, despre ce se întâmplă la Timișoara, Emanuel Cernat a fost cu mare degajare de energie separarea de acolo, un mare scandal la PNL prin plecarea lui Alin Nica și o mare ambiție cu candidatura lui Dominic Fritz. Ca să punem lucrurile în contextul real, Alin Nica nu a plecat, ci a fost dat afară. Pentru că a plecat din PNL pentru că nu a mai fost candidat, exact, pentru un nou mandat. Și pentru că a
fost acea discuție, în momentul în care începuse întreaga discuție privind alianțele pe care le va face PSD cu PNL, Alinica s-a opus și a fost dat ca exemplu de către PNL, a fost exclus din partid. Ulterior s-a văzut că în alte jurisdicții s-a putut totuși merge de o manieră individuală. Timișoara reprezintă un oraș simbolic. În primul rând reprezintă un oraș simbolic pentru PNL, dar și pentru ceea ce înseamnă dreapta din România. Era extrem de dificil de conceput faptul că la Timișoara PSD-ul va reuși să câștige Consiliul Județean. Dominic Fritz reușește să se mențină, pe poziție și în contextul în care fostul primar Robu a făcut o campanie extrem de scăzută ca intensitate. Practic nu a apărut deloc în această campanie, s-a bazat doar pe forța politică a PNL-ului, care spera el să-l promoveze în funcția de primar, lucru care nu s-a întâmplat. Se vede astfel cum se plătesc până la urmă greșelile de campanie și rezultatul de la Timișoara poate să fie un rezultat care, într-adevăr, pentru Alianța Dreapta Unită să reprezinte un câștig semnificativ pe care va putea ulterior să îl perpetueze și pentru alegerile parlamentare mai ales. E o noapte lungă, i-ați văzut pe liderii partidelor mobilizând activul, vorbind despre faptul că trebuie numărate voturile până la ultimul, că trebuie să rămână reprezentanții partidelor în secțiile de votare și avem informații noi. Surse PSD ne spun că la sectorul 1 se mărește distanța dintre Clotilde Armand și candidatul PNL, susținut de PSD, George Tuță, în favoarea lui George Tuță, ne spun sursele de la Partidul Social Democrat. Asta e ce vedeți aici în ecranul din stânga noastră, este situația din sondajul Exit Poll, valabilă situația pentru ora 22, după ce inițial cei doi erau dați umăr la umăr. Acum sursele PSD spun că e în creștere diferența dintre cei doi în favoarea lui George Tuță. Și a doua informație este că la Constanța numărătoarea paralelă l-ar da câștigător pe Virgil Chițac. E adevărat că cu o diferență foarte mică față de următorul clasat este candidatul USR. Florin Negruțiu, vreau să discutăm un pic despre situația de la sectorul 1, pentru că doamna Arman a rămas în USR și a asumat această coloratură politică, a dus o campanie electorală în care s-a prezentat de candidatul care a blocat orice afacere de corupție, sau mă rog, primarul care a blocat orice afacere de corupție la sectorul 1. Ce ar însemna pentru USR pierderea acestui sector? Pentru USR, pierderea oricărei primării pe care o are în momentul ăsta este încă o înfrângere. USR-ul a scos un scor prost la aceste alegeri. De altfel, întreaga opoziție a scos un scor prost la aceste alegeri. Singurele speranțe ale USR-ului sunt legate de primăriile marilor orașe pe care le deține. Ambiția lor este să-și mențină pozițiile deja câștigate, nu să cucerească noi poziții. Au reușit la Bacău, au reușit la Timișoara, nu știm încă ce se întâmplă la Brașov. Din informații din surse PNL, Alen Coliban este în frunte în acest moment, în numărătorile paralele. În frunte? Da, în numărătorile paralele făcute de către partide. Este foarte important la București, sectorul 1 și sectorul 2 sunt sectoare de bătaie. Aici e concentrată foarte multă tensiune electorală. De fapt, erau singurele sectoare cu miză adevărată în aceste alegeri. În sectoarele celelalte, situația era destul de clară. Cred că vom avea o noapte lungă la sectorul 1 și cred că nu vom putea spune cine este câștigătorul până când nu vom avea numărătoarea finală, numărătoarea oficială finală, la fel la sectorul 2. Mai devreme a intrat domnul Ionaș, ne-a explicat că cei doi, domnul Mihaiu și domnul Hopincă, sunt în marja de eroare, dar nu ne-a spus care este puțin mai în față. Păi, tocmai pe cine avantajează asta, marja de eroare. Asta spune că nu poate să spună, să facă public lucrul ăsta câtă vreme sunt e diferența aceasta foarte mică între ei. Și da, că nu poate face un clasament.
Continuăm ideea despre care vorbeam mai devreme, Florin Negruțu, și anume că, domnule profesor Lefter, opoziția face o figură proastă la alegerile de astăzi și o să mă refer acum la AUR. Nu avem niciun fel de informații pe surse în legătură cu reușitele AUR, ne bazăm însă pe declarațiile făcute la sediul partidului de liderul său. AUR a câștigat 12 primării, cele mai multe de comune. Remarcabile sunt Isaac Ciantulcea și Baia de Arieș în județul Alba. Cum e? Ei, nu sunt localități importante. Am auzit de Isaac Cea și de Baia de Arieș. Baia de Arieș, dar nu sunt localități cu greutate, cu portanță în structura națională. AUR a obținut ca scor la europarlamentare, scor național, 14% în estimări. După exit poll, Alianța Dreapta Unită 11%, principalele două grupări de opoziție. Deși e înainte cu 3%, eu aș interpreta scorul AUR mai slab pentru AUR decât scorul Alianței Dreapta Unită pentru Alianța Dreapta Unită din următoarele motive. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, urcase în urmă cu un an, doi, în estimări, în sondajele de opinie, binișor peste 20%, atinsese unor 25%, se profila ca o forță politică de tip suveranist, sau cum se mai spune în zilele noastre, naționaliști, de anvergura celor mai masive asemenea formațiuni politice din Occident. Astăzi, în discursul său de la după închiderea urnelor, domnul Simion s-a lăudat cu partenerii europeni, nu cu propriul rezultat. Dacă țineți minte, a spus: ne bucurăm că partenerii noștri europeni, da, și acolo sunt două, trei cazuri cu scoruri care urcă la un sfert, 25-27% din electoratele statelor respective, alții au tot scoruri ceva mai modeste. Alianța pentru Germania parcă e la 16% sau ceva de genul ăsta. Deci, pentru AUR este un scor care indică un recul, un traseu descendent în simpatia, susținerea electoratului, pentru că în anii trecuți era cotat mult mai bine. În timp ce Alianța... Asta era laci destul de... Da, iar 20%. Iar Alianța Dreapta Unită, în jurul USR, care a intrat în Parlament cu circa 10% acum 4 ani, aproape 4 ani, USR scăzuse, se erodase, constituirea acestui pol de dreapta împreună cu Forța Dreptei și cu PMP duce această alianță la 11, un pic peste ceea ce USR obținuse ca reprezentare parlamentară pe cont propriu, ceea ce nu e grozav deloc, nu e un scor nemaipomenit, însă e totuși tendința, trendul este totuși ușor ascendent, spreosebire de ce se întâmplă la AUR. Iar aceste confruntări în câteva puncte importante de pe harta României și cu câteva victorii notabile, eu cred că pot fi interpretate drept din partea, în ce privește Alianța Dreapta Unită, drept o anumită energie, un anumit potențial care să poată profila în continuare în perspectiva electorală pentru ceea ce urmează, în special pentru alegerile parlamentare, drept o forță politică cu potențial de creștere, cum încerc să spun. Aici mi se pare foarte interesantă chiar și victoria asta surprinzătoare. Noi în București suntem aproape de Prahova, dar privirea noastră n-a bătut până acolo. Mihai Polițeanu e un nume foarte puțin cunoscut publicului larg, dar a fost implicat în organizări politice și de grupări civice în organizarea, cred că și a USR la un moment dat. A fost membru al USR. Nu s-a înțeles, mereu a părăsit grupările din care a făcut parte și acum iată-l câștigând primăria unui oraș foarte important, unul din cele mai puternic industrializate orașe românești, Ploieștiul. Trebuie pus probabil la pachet cu Elena Lasconi la Câmpul Lung, cu Timișoara, bineînțeles, dacă Brașovul se va confirma ca un fief
USR, Alianța Dreapta Unită, victoria masivă a lui Nicușor Dan la București, toate astea nu sunt nesemnificative și nu se potrivesc cu ideea unei, cum să spun, înfrângeri a unui scor foarte slab al Alianței Dreapta Unită în aceste alegeri. La nivel național, 11% nu e grozav, dar sunt aceste semnale, cred, de energie în mari centre urbane cu potențial electoral important și probabil cu o tendință de creștere sau cu un potențial de creștere. Domnule ministru Cioreanu, vine momentul decontului. Se întâmplă întotdeauna la alegeri, liderii sunt judecați în funcție de performanța pe care au obținut-o. Două situații. PNL, PNL București, acolo unde domnul Burduj a încercat foarte mult să-și construiască imaginea publică, să se profileze, însă surpriza surprizelor, sau poate nu chiar atât de surprinzător, primarul Ciucu reușește un scor absolut senzațional, un scor mare. Și a doua situație, USR, pentru că scorul politic obținut de către USR este, nu poate fi interpretat în niciun fel ca un succes. Pe acest fond, primărița Lasconii pare că va câștiga cu un scor foarte mare primăria Câmpulung. Ne putem gândi deja la o reașezare de lideri în interiorul partidelor? Să știți că nu e imposibil nici să ne gândim la o reașezare în cadrul alianțelor. În definitiv, totul se joacă în România. Și eu aș duce mai departe ideea domnului profesor Lefter, în sensul în care eu cred că e sănătos pentru democrația noastră să avem totuși o opoziție mai curând reprezentată de alianța asta a Dreptei Unite decât de AUR. Adică faptul că există astfel de orașe. Bunoare la Brașov, în caz concret, Adrian Veștea și-a jucat Consiliul Județean cu Irineu Darău de la USR, mai curând decât cu cineva de la AUR. În toate marile orașe și în marile zone ale țării, deși la nivel național AUR are câteva puncte peste Alianța Dreptei Unite, totuși meciurile s-au dat între cineva de la Alianța Dreptei Unite și cineva de la Alianța PSD-PNL. Asta mă face să cred că, pe de o parte, avem o opoziție sănătoasă, din punctul meu de vedere, lasă că singurul partid pro-rus, anti-occidental, anti-NATO, anti-ce vreți, partidul domnului Șoșoacă, nu s-a calificat pentru aceste europene și mi se pare un semn de sănătate politică. Că se va juca la nivelul liderilor e destul de probabil, pentru că noi de fapt avem doi lideri deja lansați în cursa prezidențială, mă gândesc la domnul Drulă și la domnul Ciucă. În această campanie afișele dânșilor au fost foarte vizibile și sunt foarte vizibile peste tot prin țară, dar aceste rezultate, să știți că s-ar putea să modifice puțin peisajul, dincolo de toate fricțiunile care există. Alianța Dreptei Unite devine frecventabilă pentru PNL. PNL-ul va avea o opțiune de viitoare alianțe în acest an, ceea ce mă face să cred că principala presiune nu va fi asupra PNL-ului, nu va fi asupra Dreptei Unite, va fi tot asupra Partidului Social Democrat. Deși a avut procentajul cel mai mare, dar mi se pare foarte puțin probabil să nu-și permită un candidat la prezidențiale. Ori un candidat la prezidențiale, necâștigător, resetează conducerea Partidului Social Democrat într-o manieră categorică. Și s-ar putea la sfârșitul acestui an Partidul Social Democrat să aibă o cu totul altă conducere, după cum teoretic este valabil același lucru și pentru PNL dacă actualul președinte Ciucă nu câștigă prezidențială. Neoficial, numărătoare paralelă, la Constanța ar câștiga primăria pentru un nou mandat Virgil Chițac cu 34%, Stelian Ion 26%. Neoficial, numărătoare paralelă. Așteptăm cifrele. Pe măsură ce înaintăm în noapte, încep să vină cifrele oficiale parțiale, despre ele după o scurtă pauză și tot atunci nu uităm cine e marele câștigător al zilei, la un scor, și sociologii ne-au spus, nu se așteptau la acest scor, 45% în primă fază, 44% pentru Nicușor Dan și un discurs cum din nou nimeni nu se aștepta, la care ne vom uita cu atenție și îl vom comenta cu invitații noștri după o scurtă pauză. Vă așteptăm!
Organizația municipală și-a îndeplinit obiectivul la aceste alegeri. Obiectivul nostru era peste 50% din mandatele de consilier local, ca să avem majoritate în Consiliul Local și 50 plus 1 la mine pentru funcția de primar. Așadar, rezultatele de la Exit Poll ne arată clar îndeplinit acest obiectiv. Mulțumirile mele adresate tuturor constanțenilor care au ieșit la vot într-un număr așa de mare. Mulțumesc tuturor membrilor PNR, conducerii PNL. Campania noastră a fost una decentă. Eu, vreți să fiu sincer, eu nu cred că vor fi surprize. Să știți că niciodată politicienii nu câștigă alegeri. Alegerile sunt câștigate de comunități. Și azi am avut în București o uriașă comunitate. Sunt copleșit de responsabilitatea pe care ne-o dați și de speranțele pe care le puneți în noi. În acești ani am luat foarte multe decizii greșite și probabil că o să greșim în continuare. Însă că niciodată, asta însemnând, niciodată, nici eu și nici colegii care au venit în administrație cu mine, nu ne-am bătut joc și nu ne vom bate joc de mandatul pe care ni l-ați dat. Nicușor Dan, după câștigarea unui nou mandat la Primăria Generală a Capitalei și o idee surprinzătoare, Cosmin, Nicușor Dan anunță un referendum, organizarea unui referendum pentru a se stabili dacă primarii de sectoare ar trebui să aibă sau sectoarele să aibă bugetul mai mare decât îl are Primăria Capitalei și o somație, practic, pentru partide să se stabilească până la prezidențiale ce poziție au față de dezvoltarea bucureștilor. Domnule ministru Cioroianu, un discurs pe care Nicușor Dan îl ține cu aplomb, e și normal după asemenea succes în București, însă o atitudine cumva de înfruntarea partidelor. Faceți asta pentru că până la prezidențiale, veți avea nevoie de sprijinul meu. E adevărat, dar are un scor bun care îi permite să spun acest lucru. Nu știu dacă e posibil, ca să fiu foarte sincer. Nu că n-ar fi necesară această lămurire, este necesară. Nu-mi dau seama dacă primarul poate să forțeze partidele într-așa ceva. Noi știm foarte bine că aceste partide sunt datoare, în primul rând, țării. Mă refer la partidele, hai să zicem, cele care conduc Hora, PSD și PNL. Ele, în primul rând, ar trebui să iau de mereu, să stea la o masă. Bineînțeles, și adunarea Dreptei sau Dreapta Unită, această reîmpărțire administrativă a țării. Asta e problema fundamentală. Dar, în fine, asta e un proiect, poate, pentru viitorul ciclu electoral. Nu-mi dau seama dacă primăria poate forța partidele. Că e un discurs în seara victoriei limpede, a vorbit bine, a vorbit pentru publicul care l-a votat, dar nu știu dacă poate forța partidele în această idee a clarificării situației Bucureștiului. Cred mai curând că Nicușor Dan în continuare poate fi, din păcate, poate fi faultat de aceste partide care n-au niciun motiv de bucurie că le-a suflat această victorie la un scor important. Și pentru că mai avem puține minute la dispoziție, cu toții ne punem întrebarea, cu toții bucureștenii își pun întrebarea dacă noul Nicușor Dan va fi unul mai eficient în ale administrării orașului sau doar va fi unul care va juca diferit politic sau și una și alta. Și facem un tur de studio, Ion Ioniță. Eu cred că da și cred că joacă sus Nicușor Dan după această victorie, care este o victorie categorică.
mult mai mare diferența de vot față de ceea ce a fost până acum. Așa încât își chiar permite, și față de scorul lui de acum 4 ani. Da, bineînțeles, și își permite să ridice miza. Pentru că n-are nimic de pierdut, are numai de câștigat. Și nu trebuie să convingă partidele. El trebuie să convingă populația Bucureștiului. El cu Bucureștiul are parteneriat, are contract politic. Nu are contract cu partidele, pentru că pe el scrie independent, chiar dacă a fost susținut de partide. Și un lucru extrem de important. Primarul Bucureștiului este strâns, ținut în mână, de banii guvernului, deci de guvern, pentru subvențiile la căldură. Deci cea mai gravă problemă a Bucureștiului este căldura. Ce se întâmplă acolo? O anomalie fundamentală și cred că e făcută politic tocmai pentru a ține primarul general sub control de către guvern. Pentru că dai la primarii de sectoare bani cu nemiluita, dar căldura o plătește primăria capitalei, care n-are bani să plătească subvenția la căldură și de aceea apare blocajul Elcen Termoenergetica și falimentul care se proiectează asupra companiei care livrează gazele Bucureștiului, pentru că nu, primăria nu plătește și nu plătește pentru că n-are bani și n-are bani pentru că nu-i dă guvernul. Deci primarul care este primarul celui mai bogat oraș din România, cu un nivel de trai peste Viena, PIB-ul pe cap de locuitor în București, stă cu mâna întinsă la guvern să-i dea banii de subvenții, pentru că banii se duc pe panseluțe, borduri, la primarii de sectoare. Deci e o problemă gravă. Nu este așa doar că vrea Nicușor Dan să-și ridice profilul politic. Și o a doua observație, trebuie felicitat Dominic Fritz. Deci după Nicușor Dan, eu cred că este personajul care câștigă în pofida unei ostilități, pentru că el, fiind această poveste personală a lui, cu totul excepțională, vine din Germania, cetățean german, nu e cetățean german din România, este minoritar din România, el este venit din Germania, stabilit la Timișoara și câștigă, iată, un al doilea mandat și el a avut parte de atacuri xenofobe dure în acești 4 ani de când a fost primar din partea partidelor naționaliste. Și așa că este un mare merit că reușește să câștige un al doilea mandat. Florin Negruțiu, noul Nicușor Dan. Noul Nicușor Dan este același Nicușor Dan, chiar dacă obține în momentul ăsta cel mai mare scor pe care l-a obținut în alegeri de când candidează pentru București. Ca fapt divers, în 2012 Nicușor a pornit de la 8,4%, în 2016 ajunsese la 30%, a pierdut și atunci, în 2020 însă a câștigat cu 42%, 43% aproape, iar în 2024 exit poll-ul de la 44%. Acum, el ține foarte puțin cont de calculele astea politice. El nu este un politician, sau este un alt fel de politician. Dar tipul ăsta, lipsit de carismă și acuzat de foarte multe ori că nu joacă politic, că nu este politician, iată, reușește să ajungă la 44%, să convingă o alianță de partide să-l voteze și va urma o perioadă în care va încerca să negocieze o majoritate pentru proiectele lui. Oferta pe care a făcut-o în seara asta PNL-ului este un pas natural, este un pas normal și s-ar putea să avem la București o primă realitate electorală în afara afacerii PSD-PNL de la nivelul întregii țări. Practic, Bucureștiul, dacă te uiți pe harta României, este o enclavă în momentul ăsta. Bine, mai apare Timișoara. Dar Bucureștiul arată o altă realitate politică. Este o altă Românie. Dacă te uiți strict la București. Dacă scoți Bucureștiul din peisaj, o să vezi o alianță PSD-PNL care domină autoritar harta României. Al doilea performer al nopții este, după părerea mea, după Nicușor Dan, este Marcel Ciolacu, care și-a reușit să valideze această idee a comasării, da? Alianța comasaților este în sfârșit validată de electorat, este acceptată de popor și reușește cumva să elimine și opozițiile interne
atât el cât și Nicolae Ciucă, nu doar că și-au rezolvat problema cu opoziția din ADU și AUR, dar au reușit să rezolve și opoziția din PSD și PNL. Doamna Firea, trimisă la Bruxelles, și domnul Burduja, care ia un scor care îi blochează, cel puțin pentru o perioadă, ascensiunea pentru cucerirea șefiei PNL. Vreau să vă întreb, domnule profesor Pârvulescu, următorul lucru. Dacă Nicușor Dan este acest politician atipic, și l-am văzut că este un politician atipic, de data aceasta, nu doar funcția, cea de primar general, ci și numărul de voturi, scorul pe care îl obține la aceste alegeri în București, îl transformă într-un actor politic esențial, sau mă rog, important, la alegerile prezidențiale, pentru că în discursul său Nicușor Dan a făcut referire strict la prezidențial. A făcut referire la prezidențial, dar Nicușor Dan nu este un prezidențiabil. În primul rând, pentru că nu are mașinăria, și știm cu toții că mașinăria este necesară, nu e în poziția lui Mircea Joană, nu beneficiază de o platformă pe care a strâns-o în timp în ceea ce privește alegerile. Dar aș reveni, întrebarea domnului Prelipceanu mai devreme era dacă va fi același sau nu. Eu cred că partidele se vor raporta altfel la Nicușor Dan, pentru că au învățat ceva. Au învățat că Nicușor Dan a câștigat încă un mandat și trebuie să se adapteze. E o regulă în știința politică, o regulă nu se aplică în 100% din cazuri, dar se spune așa, la al doilea mandat, instituțiile se pliază. Această regulă, un mare politolog american a elaborat-o, Robert Dahl, pentru al doilea mandat al lui Roosevelt. Pentru că la primul mandat a avut a se confrunta cu o opoziție puternică, la al doilea mandat au înțeles și au colaborat, ceea ce a dus la o președinție de succes. Deci mă aștept ca acest al doilea mandat al domnului primar Nicușor Dan să fie un mandat mult diferit de precedentul, în care va reuși să obțină sprijinul Consiliului General, pentru că până la urmă au înțeles cu toții, inclusiv dezvoltatorii imobiliari, că nu îi se pot împotrivi și că e mai bine să coopereze. Dacă va face doar majorități conjuncturale sau va face o majoritate politică puternică, depinde de domnia sa. Nu cred că PNL va achesa la o alianță în Consiliul General imediat, pentru că știți, la sectorul 6, la sectorul 1, au fost împreună. Să vedem ce se întâmplă și la sectorul 2 până la urmă. Deci va fi foarte complicat să ai o majoritate la Consiliul General și alte majorități în consiliile de sector, dar sunt convins că se vor plia, vor încerca să găsească soluții conjuncturale și că până la urmă probabil va profita și București. Iar discursul său despre referendumuri, evident, referendumurile respective nu se pot realiza fără sprijin politic, dar este un discurs care accentuează asupra problemelor și blocajelor și invită pe cei care blochează să-și asume politic că blochează. Domnule profesor Lefter, noul Nicușor Dan? Este și vechiul Nicușor Dan, dar cu note noi importante, nu doar rezultând din rezultante din discursul de astăzi seară, ci și din campanie. Campania sa a fost discretă, dar a menționat unele lucruri, a spus că sunt promisiuni pe care nu și le-a putut ține, că pentru al doilea mandat dorește să ducă mai departe niște lucruri și să rezolve și alte probleme. Și acum, cu tot ce s-a spus deja despre Nicușor Dan la al doilea mandat, vechi nou, în proporție pe care rămâne să o mai cântărim, cred că stabilește niște bune premize pentru acest al doilea mandat. Însă aș da atenție acum, de acord și cu multe din lucrurile care s-au spus deja despre vechiul nou primar general al Capitalei, nu atât întregului mandat care urmează, cât lunilor care vin. Suntem în situația, într-adevăr, în care vin prezidențialele și referința lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale cred că a fost foarte semnificativă.
El ajunge acum într-o situație în care s-a mai aflat un primar general al capitalei proaspăt reales și care apoi a devenit candidat la președinție și a și câștigat. El spune că nu vrea să fie nu candidat să la președinție. Nu vrea să facă asta, nici nu are datele. Probabil că nu acum. Nici nu are datele în acest moment. Un minut moment. Mai avem și vrem și părerea domnului Cernat. Nu despre... cred că își dorește asta, numai atât să duc rapid gândul până la capăt, însă poate juca un rol în susținerea un anumit candidat la președinție și cred că avertismentul său către guvernanți, asta a țintit, aveți grijă către viitorii candidați. Ce anume promiteți și cum veți sprijini Bucureștiul Emanuel pentru Cernat. Că veți avea sau nu sprijinul meu? Domnul Nicușor. Domnul Nicușor, Dan, este un primar care a înțeles din primul mandat că fără o majoritate nu poate să-și ducă planurile la bun sfârșit și atunci aș va folosi zestrea electorală pe care o are astăzi să negocieze o viitoare majoritate. Și va face acest lucru exact prin intermediul acestui referendum, pentru că nu referendumul în sine e o problemă. Mai avut și alt referendum cu 300 de parlamentari de care nu a ascultat nimeni. Este vorba de ceea ce pune pe tapet în fața partidelor politice amenințarea faptului că până la urmă aceste referendumuri vor sublinia o realitate existentă. Vă mulțumim tuturor, rămâneți cu noi în continuare, vin informații de la numărătoarea parțială făcută nu doar de către partide, ci și de către BEC. Radu Șerbănescu urmează, rămâneți cu noi!